Slăvi să fie Domnul! Ne bucurăm să fim împreună în seara aceasta, frați și surori, ne bucurăm și pentru fratele Onisim. Chiar mi-aduceam aminte că acum câteva zile am vorbit cu un frate scump la telefon și l-am pomenit. Nu, nu știu dacă e o săptămână așa și ne aduceam aminte de ceva de la înmormântarea tatălui acum mulți ani în urmă. Și așa, am trăit câteva clipe frumoase și cu atât mai mult azi cu cât ne revedem, ne bucurăm și mai mult Domnul să fie slăvit pentru asta. Și vrem să ne lăsăm uh, cuceriți de mesaj, de cuvântul Domnului și de ceea ce Domnul cu adevărat are pentru noi. Uh, chiar când intram aici în adunare, îmi veneau cuvintele lui David uh, din Psalmul 34, care spune că atunci când îți uh, ridici privirile spre El, spre Domnul, zice te luminezi de bucurie și mai mult decât atât zice nu-ți se umple fața de rușine. Mă gândeam, păi unde să privim decât spre El, spre Domnul. Și chiar atunci când noi nu mai năzuim nimic, nu mai avem nicio așteptare, El ne poate întâmpina cu surprize peste tot ce ne putem imagina noi. Acesta este Dumnezeul nostru. Și ce îmi place este că El găsește plăcerea în treaba asta ca să aducă mângâiere și bucurie prea Lui. Știți? Domnul simte o plăcere în treaba aceasta. Și e invers, atunci când ne supără, când ne întristează, așa cum spune Ieremia, Ieremia în, în plângerile lui: când, când, când ne căjește pe cineva, zice, nu o face cu, cu plăcere. Nu Așa spune acolo. Așa, Domnul nu ne căjește cu plăcere pe cineva. Dar dacă o face, spuneam fraților de dimineață unde am fost, ceva foarte interesant. Zic, zic nu e zi și nu știu, zi e, e prea puțin spus. Dar rugăciunea mea este mereu și mereu, așa cum pomenea fratele de Moise, care mereu zicea, Doamne, mai arată în ceva din frumusețea ta, din strălucirea ta, din slava ta. Pentru că asta ne face așa un bine, asta ne, ne ridică așa într-o poziție de unde noi suntem altfel de oameni. Nu mai obosim așa de repede, nu ne mai împiedicăm așa de ușor. Știți, altfel suntem când vedem mărirea, când vedem slava Domnului. Și mă rog și eu în fiecare zi, Doamne, mai, mai arată ceva din strălucirea ta. Și mă tot aștept să am o vedenie, să am un vis să fiu măcar în primul cer dacă nu în al doilea al treilea și nu mi se întâmplă nimic din toate astea, știți? Nimic. Dar mi se întâmplă altceva Domnul mă aduce un necaz, mă aduce o supărare o întristare o lipsă o... Și... 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 și că stai e răspunsul la... la cererea mea și într-un final binecuvântesc pe Domnul și înțeleg ceva că toate astea care le-a trimis el ca un răspuns într-un fel la strigătele mele de a-L vedea mai bine pe Domnul, la asta au lucrat. Și simt așa adesea, cum de pe retina ochilor mei spirituali se mai deslipește un, un ciolofan de la. Și vă dați seama că prin parul și îndurarea Domnului, asta e o mare favoare care ne-o poate face Domnul. Că din ce vezi mai desluși niște realități, din asta nu îți mai tremură picioarele așa cu una, cu două, când vezi că îți bate la în geam sau te întreabă ceva. sau Știu eu, de orice situație prin care ai trece, nu? Pentru că vezi mărirea Domnului. Vezi slava lui. Și de obicei asta nu se vede. Asta oamenii nu pot, nu pot citi în direcția aceasta. Nu pot descoperi. Să vezi ceva din frumusețea Domnului. Vedeți, mulți oameni stăteau în prejurul Domnului Iisus Hristos. Și se bucurau și când le dădea pâine, și când îi vindecau. Și... Dar ei de fapt nu-L vedeau cu adevărat cine este Domnul. De, sau poate îl vedeau, dar unii îl vedeau numai ca unul care le face bine. Și, dar domnul, are numai de asta venise să-i vindece sau să le dea pâine? Sau, a? Nu? Păi într-o zi a întrebat pe ai lui. Pe, pe de cei 12, dar voi cine ziceți că sunt eu? Adică ce ați văzut în mod real în mine? Și domnul Iisus știți Și ei răspund, nu? Zice, tu ești Hristosul! Adică ei vă suseră că el era Hristosul. Și Domnul îi fericește, nu ferice de tine, Simone, pentru că Asta nu ține de carne, nu ține de fire, nu ține de pământul ăsta. El nu are cum să, să mă arate pe mine. Nu are cum. Nu? Ci Tatăl, Dumnezeu, ți-a descoperit lucrul acesta. Și pentru tine e o mare binecuvântare. Când Domnul zice în dreptul nostru ferice de noi, dragii mei, apoi că trebuie să ne considerăm niște oameni fericiți. Să ne considerăm și când ești considerat de El și îți și tu seama de lucrul acesta, apoi ți-o ia inima la trap, așa, și încerci să trăiești ca un om care Plutești pe ape, pe valuri, pe necazuri, pe orice ar fi ele. de -aia spuneam adeseori lucrul acesta, că atunci când Pavel folosește expresia aceasta, că pot totul în Hristos, el nu se referă la cine știe ce lucru la care ne gândim noi de cele mai multe ci la faptul că în cele mai mari neajunsuri, el poate să trăiască. Nu? Când am pâine, mă bucur, când n-am pâine, mă bucur. Și acolo zice, pot totul, nu? Filipeni, capitolul 4. Pot totul în Hristos, nu? Dar ce vezi, Pavel? Ce vezi de, de, de pot să fie așa? Hă? Nu? Sigur, Pavel vedea ceva deasupra. Ca a fi una cu Hristos doar la mese, doar în distracție. Și ne gândim de multe ori. Păi unul ca apostolul Pavel, de, de, de talia lui, un om așa cu, cu, cu descoperiri așa de mari, cu o lumină așa de, de puternică, și omul acesta care ar fi trebuit să, să, fie primit cu aplauze, cu mese întinse, cu răsfăți, auziți ce vorbește despre el omul acesta? Zice, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau în iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și mai jos auziți ce spune, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă ce? Ha? Ce mă așteaptă? Lanțuri și necazuri. Auziți, fraților, un om ca acesta, care fusese în al treilea cer, care văzuse pe Domnul, care primise Evanghelia prin descoperire dumnezească. Ce l-a așteptat pe el? Nu noi am vrea oamenii să ne primească așa, mai în aplauze, mai, să ne strângă toți în brațe, să nu mai poată după noi. Ce auziți ce zice el? Lanțuri și necazuri, dar, dar, spune el, eu nu țin la viața asta, nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Frații mei, vedeți, meditam acasă, săptămâna aceasta le spuneam și la frați de dimineață, deși am avut foarte mult timp, liber așa în sensul de am putut să stau înaintea Domnului, să citesc, să meditez, să ascult, să... și totuși n-am putut să mă fixez așa pe o temă, pe un subiect, să zic, uite, mă duc la frații cu tare și n-am putut. Și nici de dimineață nu m-am dus cu inima deschis așa și zic, Doamne, dăm Tu ceva pentru, pentru frații respectiv, că Tu știi mai bine nevoile lor. Și, și, și nu întotdeauna, nu totdeauna pune, prindem ceva, nu. Și am, am, zis și zic, Doamne, decât să prind ceva care de frații n-au nevoie și eu mă duc în buză. Mai bine stau așa cu inima goală într-un fel, dar plină de bucurie a prezenței tale și de ceea ce tu ne poți vorbi pentru momentul respectiv. Și ce vreau să vă spun, înainte să vin în coace așa, m-a cercetat totuși ceva. Faptul că referitor la sămânță, când Domnul Iisus spune uh, pilda semănătorului și face o referire acolo, că sămânța care a căzut pe loc tare, pe piatră, pe drum, într-o pe aceia care aud Evanghelia și nu înțeleg, nu? Așa spune acolo așa, nu? Nu înțeleg, nu înțeleg. Și acolo vine satana imediat și a furat cuvântul. Dar acolo unde Evanghelia este pricepută, oamenii sunt destupați la ea și își dau seama Exact spune o altă pildă că simbolizează, nu împărăția ce o se aseamănă cu, un negustor care caută mărgăritare de mare preț. Și ăla, când a văzut mărgăritarul, e gata, vin de tot, ia terenul ăla, ia, numai ca să fie sigur că găsește comoara respectivă. Să se bucure de ea. Deci, și ăștia sunt oamenii care, într-un fel, au destuparea aceasta, înțelepciunea aceasta. Și zice, oamenii ăștia, zice, sămânța care a căzut în pământ bun, întruchipează pe cei care aud Evanghelia și o înțeleg. Și sămânța cuvântului lui Dumnezeu să dezvoltă acolo. Și un spic de 100, altul 60, altul 30. E rod bogat, e binecuvântare reală. Și a zis, doamne, doamne, totuși noi ne aflăm în poziția aceasta? În nu normal, da. Spunea, se citea aici din, din Coloseni, zice, purtați-vă cu înțelepciune. Păi ca să te porți cu înțelepciune, trebuie să o ai. Să ai înțelepciunea aceasta. Dar înțelepciunea aceasta, de unde să o ai? Sau cum să o ai? Pentru că, știți, e, e ceva care poate veni asupra noastră, dar nu în mod obligatoriu și nu oricum. Spune Pavel în Timotei că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe să... Așa? Nu? Nu? Și să dea, zice, înțelepciune dar nu oricum, nu? Pune și o condiție acolo, nu? Înțelepciune în, în neprihănire. Într-o anume stare în care noi funcționăm ca niște copii ai lui Dumnezeu sfinți fără pată. Deci neprihănirea înseamnă o haină impecabilă. O haină de dreptate. O haină de, 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 de purtarea unei, unei ținute de om duhovnicesc. Așa cum pentru, pentru, că, pentru că haina aceasta a fost lucrată la Golgota de Domnul Iisus cu mari sacrifici. Nu? Ne spune Pavel că El a fost făcut pentru noi neprihăniri. Oricând îmbraci haina aceasta. Și Pavel când vorbește despre cunoașterea Domnului, ați văzut ce referire face? Zice și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci neprihănirea aceea care se capătă prin credință. Și noi în neprihănirea aceasta putem să cerem să cerem de la Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta și când primești înțelepciunea aceasta, ai alte norme, ai alte valori ale vieții, altfel vezi lucruri, altfel vezi, vezi, ve, pe, 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 uh, pe, prețuiești niște lucruri, tu, tu, tu nu mai vezi cum, cum, cum vedeai și tu înainte, nu? Și pur și simplu lucrurile pe care le iubeai, le prețuiai, acum le desconsideri. îți dai seama că ele nu mai au importanță, nu mai au valoare, pentru că, ție ți s-a descoperit altceva cu mult mai bun și, din păcate, puțin oameni care au înțelegerea acestor realități. Frații mei, m-am gândit la un lucru. Vedeți, spune aici așa în Evanghelia după Luca, la sfârșit, ceva despre apostoli, tot cu privire la înțelegerea aceasta, ei, deși au primit multe semnalizări, să zic așa, după ce a înviat Domnul Isus Hristos, i-au început să primească mesaje că Domnul Isus a înviat. Știți că nu credeau? Măcar că Domnul Iisus le spuseseră că trebuie să moară, să ducă la Ierusalim, să pătimească și a treia Ei nu credeau și acum când veneau unii plini de bucurie, a înviat Domnul și s-a arătat și 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 auziți ce spune uh, Luca 24, versetul uh, 45, spune așa. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Adică pur și simplu s-a desfăcut ceva în inima lor, în mintea lor. Și odată au înțeles. Păi, toate lucrurile astea, noi trebuia să le știm deja. De ce? Și uitați-vă, dacă dăm, dăm vreo două pagini înapoi, zice în Luca, la capitolul 18, Domnul Iisus vorbea cu ei despre moartea lui. Citeți trei versete, 31 până la 34, 3, vers. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor bajocori, îl vor ocori, îl vor scuipa și după ce îl vor bate cu ele, îl vor omorâ dar a treia zi va învia. Și au versetul 34, aici vreau să ajung. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spuneți. E, e, e complet, aici. Cum să vorbim? Uite ce, uite ce se întâmplă, uite care e programul. E foarte clar, ei aveau încredere în cuvintele Domnului, nu? Nu de și urmau, credeau că e Mesia. Și când era vorba de, a, de, asemenea lucruri, mai ales când era vorba de durere, de, de, suferință, de moarte, deveneau absenți. Pur și simplu se întunecau. Nu mai, nu mai aveau niciun habar. Și n-ai fi zis să nu creadă, nu? Au venit fiul lui Zebedei la Domnul și a zis, știi, avem și noi o dorință, că nu fi tu în împărăția ta, unul să fie la stânga. Deci credeau în toate aceste lucruri. Și totuși, nu înțelegeau. Nu înțelegeau. Și de-asta mă gândesc. Oare noi înțelegem? Știți ce vreau să spun, frații mei? Aici așa e un lucru atât de important, atât de valoros să pricep realitatea acestor lucruri. Cine ești tu în raport cu Domnul? La ce lucruri te-a chemat Domnul? Și adeseori noi ar trebui să avem momente în care să ne oprim înaintea Domnului, să, să ne facem analize peste analize. Domnul Iisuse, dacă, dacă lucrurile sunt așa, și dacă noi suntem chemați la un har așa de mare, Doamne, cuvintele lui Petru ar trebui să, să, ne nobileze ființa mereu și mereu, să fie așa ca, ca un lai motiv, ce fel de oameni, nu? În condițiile acestea, sub avantajele acestea, sub binecuvântările acestea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, nu? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Ce fel de oameni, nu? Ne-a chemat Domnul la un har Frații mei, oricât l-ai pătrunde, e misterios, e adânc, e bogat, este extraordinar de mare. Și un har care parcă nu se mai termină. Așa de mare este. Că dacă n-ar fi harul acesta, Domnul, n-ar mai tolera atâta păcat astăzi pe pământ. N-ar mai tolera. Nu? S-ar aprinde odată mânia lui. Și totuși, o radă. Dar problema cea mai rea care o văd eu și o, 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 o analizez în ultima vreme așa cu o înfrigurare, este că atunci când el acordă privilegii, și ele nu sunt prețuite. Nu sunt valorificate, nu sunt văzute. Știi? Și adeseori, noi, ca și creștinii, plin ca și ceilalți. Aproape nu nicio diferență. Doar așa că noi ne răudăm că într-o zi o să vin cu Domnul. Și, știi? Dar, pur și simplu nu se vede în viața noastră. Și bucuria aceea, spunea Domnul Iisus Hristos aici, în Ioan, capitolul 15, unde le spune să rămână în el. Că vița, dacă nu rămâne în viță, mălădița nu rămâne, e tăiată și aruncată în foc. Nimic altceva nu. Știi? Adică mare privilegiu să fie agăsată în vița aceasta binecuvântată. Și, și acolo frumusețea lucrurilor despre care vorbeam mai devreme. Zice, orice mlădiță care este în mine, el o curățește. Curățirea e un proces nu, dureros. Adeseori te face să plângi, să, să, stai frământat, să stai așa supărat. Știi? Știi? dar folositor, pentru că la anul tu ești mai roditor, ești mai bogat, ești mai îmbogățit de Domnul. Știți? Și, și de asta mă gândeam aici în, în, la sfâr... Nu la sfârșit În Ioan 15, versetul 11 Zice, v-am spus aceste lucruri Pentru ca bucuria mea Să rămână în voi Și bucuria voastră să fie deplină, plină Adică așa ajunge să funcționați bine Să fiți roditori Când lăsați cuvântul lui Dumnezeu Să vă schimbe viața Să devină parte din voi Să nu mai fiți voi ăia Și adeseori m-am trezit că se cu. Mâncă cu tata, la multe obiceiuri la felul cum, știi dar zici, doamne, eu acum nu trebuie să mai semăn cu el trebuie să semăn cu tatăl ceresc pentru că el e modelul nostru de viață dar știți cât de greu este? Și cât de greu este când te, 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 te lupți cu, cu anumite porniri, cu anumite uh, chestiuni din tine care nu, știi, e, e nevoie cum zice Pavel în Roman 8, de o putere, zice, legea Duhului de viață, care e superioară care are putere în ea, ne izbăvește de legea asta a păcatului și a morții, de ceea ce ne trage în jos? și mereu și mereu ne vrea de desubt, nu ne vrea, nu ne vrea deasupra. Și când înțelegem secretul acesta, bogăția acestui har, fraților, nu mai stăm acolo să să, 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 ne hrănim cu trifoi, cu dastea vește de... și pur și simplu în lumina aceasta fastoasă, măreață, trăim o bucurie inimaginabilă. Inimaginabil. Dar nu poți trăi decât în realitatea, în lumina acestor realități. În bogăția lor, în avantajul care ți-l ți deschide, ușa aceasta binecuvântată de a fi cu Domnul. Știți, spuneam recent fraților duminica trecută, am simțit seara așa, să vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Vă spun, în de dimineață citindu-se, citeau un frate la prima oră, la ora de închinare, a citit mult 90, care noi obișnuim să-l citim pe la înmormântări așa, rugăciunea lui Muz. Dar vă spun, când am auzit expresia aceasta lui Moise, zice, Doamne, Doamne, zice, zice, cine ia seama la tăria mâniei tale, așa cum se cuvine, ca să se teamă de tine. Vă spun, m-a trecut un fior. Zic, Doamne, de câte ori am auzit cuvintele astea, dar nu am fiorat niciodată așa. Să luăm seama la tăria mâniei tale. Măcar că Domnul atunci când s-a prezentat, nu s-a prezentat ca un Dumnezeu mânios, nu? Nu? Din, din, contră, plin de bunătate, până la almiile, neam, plin de îndurare, plin... și care este în cer la mânie. Și totuși, și totuși, Dumnezeu se mânie. Spunem Psalmul 7, se mânie în orice vreme. În orice vreme. Și de fiecare dată el se uită, analizează și vede. Și când ceva nu-i place. Și m-am gândit de foarte multe ori lucruri care, care l-au dezgustat pe Domnul. Care l-au făcut să întoarcă spatele. E atitudinea celor care au umblat în lumină, care au avut parte de harul lui Dumnezeu și nu l-au prețuit. Frații mei, știi, cum citim noi în, în Roman, capitolul 1? Zice: mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nelegiuire a oamenilor care năduce adevărul în nelegiuire. Vedeți, asta, la un alt nivel, e mult mai, mai gravă. Știți? M-am întrebat de multe ori. Citeam, citeam și mă uitam, de exemplu, în Luca capitolul, nu, nu Luca Marcu, în capitolul 7 rămâi, rămâi cu o imagine care te cutremură. Citește aici așa despre, despre vizita pe care o, o fac niște farisei niște farisei și împreună cu cărturari, parcă văd soborul acela de oameni șpircuiți, pus la punct, îmbrăcați frumos cu haine, știi? Și care îi fac o vizită Domnului Iisus Hristos. Dragii mei când oamenii ăștia l-au vizitat pe Domnul Iisus, versetul mai dinainte spune așa, și toți erau în Genezare Domnul Iisus, zice, și toți că se atingeau de el, erau tămăduiți. Și imediat de tabloul acesta cu farisei și cu vizita lor. Și ei au venit și ei la Domnul Iisus. Auziți? Așa, un, un sobor de oameni. L-au analizat, au văzut, Băluiesc că au văzut și ei multe, minuni, multe lucrări, multe bine. Ce credeți că l-au întrebat oamenii ăștia? Păi domnul, ce credeți că l-am întrebat frate? Dita mai oameni! Păi cărturarii din vremea de aceea erau niște oameni foarte puși la punct în ale scripturilor. Farisei de asemenea. Zice, de ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? Parcă vine să te învârți în loc așa, nu? Asta a fost întrebarea lor. Să vină înaintea lui Dumnezeu și asta să-l întreb. De ce le permis la ăștia să mănânce, nu s-au spălat pe mâini? Știți? Și acum mă gândeam la noi, că nu e bine să ne ducem prea departe, nu? Doamne, când stăm înaintea ta, ce ne preocupă cu adevărat? Hmm? Oare noi suntem interesați să mai descoperim ceva din măreția, din ființa aceasta care nu se termină, e infinită, e grusavă. E grosav Dumnezeul acesta. Sau, știi, Doamne, de ce n-ai lucrat acolo așa? Sau de ce i-ai permis lui ăla să facă aia așa? Hmm? Și că Domnul Iisus zice, dar nu-i treaba voastră asta, nu? Treaba voastră e alta. Chiar atunci când unul din ucenici întreba, dar cu acesta ce va fi? Pe curiozități de astea. Și oamenii splind de Și lucru care ar trebui să intereseze cu adevărat, nu interesează, din păcate. Adesea de spun la înmormântarea asta? Fraților, interesați-vă de ce, de, ce, de ce ar trebui ca să vă salvați sufletele, ca să-L găsiți pe Domnul, ca să aveți viață și mântuire. Nu, de ce face așa? De ce voi faceți asta și noi nu facem alt? Cu care până la urmă n am nicio rele rele relevanță. Nu folosește nimănui la nimic. Nu vine unul la Domnul Iisus și zice, puțin sunt pe calea mântuirii. Și Domnul Iisus îi spune, silește-te să intri și tu pe ea. Silește-te că nu e ușor. Și odată ce stăpânul va închide ușa, dacă tu vei fi afară, va fi vai de tine. Va fi plânsul și scăinirea dinților. Ăsta e răspunsul Domnului Iisus Hristos. Adică lucru care trebuie să ne intereseze. Când ei au zis, Doamne, oare acum instaurezi din nou părăția ta? Sau, ce le spune Domnul Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau. Lăsați-le! Ăștia sunt în fraților ăștia, mai degrabă să scociorăm ce nu ne folosește. Da, știți, să, 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 fim și noi mai... Așa, dacă ne întreabă vreo unul să avem havar, să fim la înălțime, să nu ne facem de rușine. Bine, bine, nu e rău să zicem Dar tu ai primit tot ce a vrut Domnul să-ți dea? Știi? Ai primit? Te-ai îmbogățit în toate privirile. Uite, uite ce a vrut Domnul să facă din noi. Perlele cerului. Nu? Nu? Păi, frații mei, o împărăție de preoți, nu? O împărăție împărătească, spune. Oamenii care să guverneze, care să, să stăpânească cu Domnul Iisus. Păi, păi, dacă înțelegi că e mare aceasta, atunci nu lași ca viața ta să curgă pe o anumită linie, într-un anume fel și nu-ți dorești decât să te îmbogățești. Auziți, auziți cum, cum termină apostolul Petru referitor la lucrul acesta, cum termină el, cred că a doua epistolă spune, zice, zice ultimele două versete din 2 Petru spune, voi deși prea iubiților, știi, dar haideți să citim încă două versete de la 15, zice, să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori, auziți, neștiutori, frații mei, un credincios n-ar mai trebui să fie neștiutor. Cu lumina Domnului, cu înțelegerea pe care o aduce evanghelia, ți-o aduce cuvântul lui Dumnezeu. Dar el nu ne aduce cuvânt lumina aceasta oricum, în orice formă. Și pur și simplu dacă fi, dacă o dorim, dacă o cerem, dacă o căutăm neștiutori au și nestatornici, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci prea iubiților știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stăriți de rătăcirea acestor nelegii și să vă pierdeți storia. Auziți ce important! Ci creșteți! Creșteți! Aici vreau să ajung, fraților! Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acum a, Lui să fie slava acum și în ziua veșnicie. Creșteți în cunoștința Domnului nostru. Creșteți în harul acesta. Domnul vrea în locul acesta să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt, nu? Păi Domnul vrea să ne facă oameni credibili, care să li se încredințeze moștenirea Lui. Păi Domnul zice, dacă n ați spus credincios, dacă n-a știut să, să drămăluiți lucrurile astea de 2 lei din viața aceasta, care nu e importantă, păi cine vă va da adevăratele bogății? <laughs> Nu? Domnul zice, cine este credincios în lucru mic, a fi credincios și în lucru mare. Și sunt multe teste astea prin care ne trece Domnul să vadă credincioșia noastră, să vadă nivelul nostru, să vadă... Și uneori ne dovedește așa, că noi avem niște impresii despre noi și că Domnul ne trece pentru o cercare, ce, uite, ăsta e nivelul tău, dar tu te, te, su, te su, supra tu aveai niște păreri foarte înalte despre tine, dar te măsura, ce o spun aici, mai, mai între noi, așa, simt-o că asta este, nu este alta. Dacă te-ai crezut la facultate, să știi că nu ești nici la liceu. Nu ești. De, de asta zic, frații mei, poate cuvinte deranjante pe unii, nu, nu vreau să... Și nu arăt cu degetul, pentru că toți avem nevoie de lucrurile acestea și avem nevoie să ne ducem mai sus, să ne ducem mai aproape de Domnul. Urmărește, intenționează Domnul. Cu cine merge, merge? Nu ca și la școală. Ce poți să faci un elev? Bă, bă, Dacă el nu vrea să învețe, nu învață, nu? Nu? Și cu noi, Domnul zice, ți-am vorbit și de vreme și târziu, te-am luat și așa și așa, te-am încercat pe toate părțile. Dar tu ești de nedovedit și rămâi așa. Și la un moment dat, e foarte posibil ca Domnul să meargă mai departe. De? Orice mlădiță, frații mei, e un cuvânt aspru și greu ăsta. Mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și artă, nu-ți bune la nimic. De? Și eu, eu sunt stupefiat astăzi că mă întâlnesc cu foarte mulți credincioși de zeci de ani în adunări, cu care n-ai ce să vorbești, n-ai ce să vorbești, n ce să comunici. Efectiv. Să spune, vă, uite ce mi-a vorbit Domnul astăzi. Doamne, în ce emoții am fost? Ce lucruri minunate? Unde m-a dus El? Pe ce stâncă? Și ce mi-a arătat? Și ce bine binecuvântări am avut? Câți mai întâlnim așa ceva? De ce? Pentru că viața noastră e pământească, e lumească. iertați mă Știți, spuneam fraților, parcă duminica trecută, nu, nu mai știu, am auzit o afirmație și zice că Tolstoi a făcut omul acesta, scritorul acesta așa deosebit, creștin și zice, a spus el la un moment dat așa, zice idealul este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Zice, ridicați-vă la idealul acesta, nu-l coborâți la nivelul poftelor vat. Că nu e nicio scofală. N-ați făcut nimic dacă faceți asta. Ridicați-vă. O să vedeți că nu puteți. Că idealul standardului e foarte mare. Dar el asta ne cheamă. Voi fiți dar desăvârșiți. Cum tatăl vostru, cel ce este. Nu? Și o să vedeți că Domnul nu are mâncarea necesară pentru ca noi să devenim oameni mari. Are experiențele prin care. De ce nu putea lui pe Israel să-l scutească de toate încercările alea? Să-l ducă pe un alt drum care nu putea foarte bine Domnul, dar n-a vrut. Și nu e. Păi ce duci? Ce duci în, în țară, în, în cea mai frumoasă dintre toate țări? Ce duci în Canaan? Niște oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta. Niște oameni care nu, n au discernământ, care nu știu să, să pună niște priorități. Nu, domnul nu vrea roboți, nu vrea niște doar așa să-i mulțumim Domnului că ne-a făcut bine. Așa înțeleg foarte mulți mântuirea. Ne-a făcut Domnul bine și noi îi mulțumim că ne-a mântuit și toată viața cam aici ne oprim. Eu cred că e mai mult pentru cine aude, pentru cine înțelege, nu? Dar mai mult ăsta înseamnă și o viață de stăruință, cum se spunea, stăruința rugăciune, stăruința în a putea să-L mărturisești pe Domnul. Și e foarte interesant, că atunci când încerci să faci lucrul acesta, punea un frate odată, zice, zice frate, mă rog, dar parcă nu, nu, zice, roagă-te până te rogi. <laughs> adică roagă-te până te rogi, o să vezi cum e. Și așa și cu evangelizarea, și cu modul de a ne raporta la semenii noștri. Știi, la început e jenant, e mai greu, dar Domnul îți va arăta, uite, uite de ce te, te tu cu mine, pentru că e o problemă. E o problemă, încă trăiește firea ta. Încă eu, nu? Și oamenii nu vor să audă Iisus Hristos. Ce -a? Hai, Dumnezeu mai, mai e cum mai e. Dar Iisus Hristos, hă? la El e cu crucea, la El e cu răstignirea. Și Pavel zice de parte de mine să mă lau cu altceva, decât cu crucea, dar nu aia care o pui la gât. Cu adevărata crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de mine și lumea. De mine. Eu, eu față de lume și lumea față de mine. Adică aici, nu, nu pot să mă duc în altă parte. Înțeleg lucrul acesta și, și, fiecare zi e o experiență care, dar ce este frumos că și noi, și din cauza aceasta a fricii de, de faliment, de, de, că ne simțim stângaci și în loc să, să mergem așa, să mergem așa cu stângăcia noastră, că până la urmă, Pavel ce ne spune? Fraților, știi, eu am învățat la picioarele lui Gamaliel și superior față de ceilalți, nu? Am tot dreptul și da, și Domnul s-a chinuit să mă aducă la mână. Ce ziceți? Așa gândea Pavel. Zice, tocmai, tocmai pentru că n-am vrut cu nimic să zădărnicesc crucea Domnului Iisus Hristos, harul lui, puterea lui, zice, n-am venit cu nimic din toate așa. Și eu am venit, n-am venit cu înțelepciunea vorbirii, am venit să vă vestesc Evanghelia, atâta, în simplitate, pentru că ai e puterea lui Dumnezeu. În Evanghelia aceasta. Și mie nu-mi e rușine de Evanghelia Domnului Isus Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și dacă omul acesta vorbește așa și pune așa, cum ar trebui și noi, frate, nu, chiar dacă sunt stângari, nu știu să mă exprim bine, așa, să, 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 fiu elogvent, în, nu? Dar în simplitatea cuvintelor mele, Domnul poate trimite, Pavel zice, când sunt slab, adică când, când s-ar putea împiedica Domnul în mine, în cuvintele mele, în lița mea de atunci se vede măreția lui. Și atunci când se vede slava lui Dumnezeu, atunci se cu oamenii, frate. Atunci, atunci e minunat, atunci e lucrarea lui. Nu atunci când numai așa dăia doctor nu știu care și începem și să ne prezentăm acolo pe tribun. Știi, e un frate care a studiat nu știu unde și are atâtea doctorate și a... A, bă, e cu greutate, știi? Problema e să nu te uiți prea mult la... dincolo de cuvinte că s-ar putea să rămâi dezamăgit. Știi? Așa suntem. Nu, nu vrem să judecăm pe nimeni. Dar, dragii mei, noi înțelegem că în simplitatea aceasta Pavel zice, când eu nu mai am nimic, când nu mai pot nimic, când sunt zero și Domnul de-aia a lăsat și niște țepușe în trupul meu, ca eu să nu mă îmbăt cu, 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 cu chestiunile astea. M-a dus Domnul în cer. Eu superior celorlalți înseamnă, nu? Nu ești, Pavel. Totul e harul lui Dumnezeu. Totul e pentru că cineva a vrut așa și acest cineva este Domnul. A vrut așa să te aleagă pe tine și, și acum tu arată-te un vas simplu, simplu și gol, care stai înaintea Domnului și doar ce pune El în tine are valoare și atât. Și dacă și noi știm asta, frații noștri, frații mei, știm ce trebuie, știm ce trebuie și nu o să fim dovediți, nu o să cădem de rușine și Domnul ne va purta și ne va duce. Și, și ce este frumos. Vedeți, m-a tulburat un pic așa un cuvânt și eu cred că ne tulbură foarte mult și uneori parcă nici nu vrem să-l să băgăm în seamă. Așa spune aici la evrei, eu cred că același apostol Pavel, spune în evrei 5 aici așa, zice versetul 12, spune în adevăr voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre nepricănire căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea care o judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească. Auziți? Hrana tare pentru oamenii mari. Și ăștia unde? Nu care s-au dus la Oxford să facă nu știu ce studii, nu, ci care s-au deprins prin întrebuințare. Știți, cum spunea fratele, la colțul străzii, într-o intersecție, undeva, într-o împrejurare, dar cum ai văzut prilejul, tu n-ai stat um, înțepenit. Și pur și simplu, așa, cu zmerenie, cu aplecare, că și aici noi greșim de foarte multe ori. Căutăm să ne impunem doctrina noastră, părerile noastre și nu știm să ne facem plăcuți oamenilor și să, și să ajungem ușor- ușor unde trebuie, cu multă înțelepciune. De, și pierdem uneori, dar încet, încet, Domnul ne șlefuiește, ne spune, uite aici, nu te-ai purtat cu înțelepciune, aici ai, a, ai fost prea dur, aici ai exagerat, aici și ne facem culpa, ne zmerim și data viitoare deja suntem altfel. De, altfel, frații mei, de foarte multe ori când mă duc acasă. Mă gândesc, Doamne, o fi, bun, o fi fost bun cuvântul care l-am dat? Eu l-am dat din toată inima, eu așa am crezut și așa am simțit inima. Dar îmi fac o analiză și mă gândesc, n-am exagerat eu, nu mi-a luat o gura pe dinainte, că nu îmi doresc asta. Și de foarte multe ori, mă, Doamne, să nu bat drumul degeaba, nicăieri, să nu mă duci acolo să rămână un folos, să rămână vorbirea ta, să rămână modelul tău, să rămâi tu acolo, Doamne, și nu numele meu, că... Numele meu nu are nicio relevanță. Dacă n-ar fi numele tău, noi n-am fi nimica. Suntem 0, 0, 0. De aceea, Domnul să ne ajute să, să fim înflăcărați de aceste lucruri. Să ne bucurăm de toate, din toată inima că, că Domnul ne-a băgat în seamă. Fraților, vedeți cuvântul acesta? De asta spun, m-a șuierat un pic așa, faptul că datorită neînțelegerii, și Domnul nu vrea să rămânem în neînțelegerea aceasta. Ați văzut pe drumul Emausului aici în Luca, Domnul Iisus are dojan aceasta pentru proprii lui ucenici. Spune 24 Luca cu 25, zice Iisus, le-a zis, o nepricepuților! O zice cu durere și adeseori le spunea ucenicilor lui. Și voi tot ca ăștia la alții nepricepuți. Nici voi, că și ei dar ce ai vrut să spui, Doamne, deodată? Că nu ce intră în gură spurcă pe om. De foarte multe ori ei nu pricepeau, nu pricepeau. Nu înțelegeți că orice de afară care intră pe gura voastră nu vă întinează. Dar ce iese pe gura voastră, iese din inimă și aia vă poate afecta. Asta trebuie să înțelegeți. Nu înțelegeau și multe alte lucruri. Și Domnul Isus din nou și din nou acum așa Zice, o nepriceput și zăbavnici cu inima. Da, Domnul, ca înțelepciunea aceasta care vine de sus, lumina, descoperirea aceasta, să o avem, frații mei, e așa de important, pentru că ea ți-l arată pe Domnul în cele mai delicate momente ale vieții tale. Și în loc să fii trist, te umple de bucurie. Nu? Când totul pare dezolant. Nu? Dar zice, ca un pom care e lângă un izvor și care își trage de undeva seva. Asta e legătura noastră vie reală cu Domnul. Unde El aduce lumină, aduce înțelegere. Unde noi îl vedem pe Domnul cine este El. Cu adevărat și atunci trebuie să tăm de bucurie. Să lăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Mă opresc aici, doresc ca Domnul să ne binecuvinteze mai departe, să ne dea lumina. Și vedeți aici cu lumina aceasta iarăși e o chestiune cu care noi de foarte multe ori ne jucăm. Deși Domnul a zis să nu, să nu glumim cu ea. Zice, lumina nu mai e mult cu voi, aveți mare grijă vă poate oricând cuprinde întunericul. Am văzut și, și lucrul acesta, frații mei, e foarte important. Când dai o descoperire, când dai o lumină, rămâi în ea, ține la ea, agață-te bine de lumina aceea. Știți, spune bisericii din Laodicea, la un moment dat, zice, să cumperi de la mine o soluție ca să-ți dau pe ochi și să vezi, că tu nu mai vezi, tu ești clar acum. Și? și, zice, să cumperi. La un moment dat mă gândeam și la lucrul acesta, poate nu știu să-l deșifrez bine, dar mă gândeam că la un moment dat când ai prețuit o lumină, ai văzut și ai pierdut vederea respectivă vine o judecată peste tine și e, e posibil ca revederea să nu mai vină cu una cu două Știți? să nu mai vină, să plătești chiar un preț scump ca din nou să poți să fii reabilitat și să poți să ai înțelegerea reală a lucrurilor de aceea Domnul zice câtă vreme aveți lumina aceasta printre voi, credeți în ea trăiți ca în lumina aceasta și să vedeți ce se întâmplă, pentru că în lumina aceasta, și ea, se poate aprinde. Viața celui neprigănit, cum zice. Este ca lumina strălucitoare care merge mereu crescând până la miezul zilei. E frumos, nu? Când se, se aprinde și mai tare, pentru că te obișnuiești cu un soi de lumină și parcă nu mai e așa, dar când se mai aprinde nițel, oh, altfel e, altfel e. Dar te obișnuiești și cu aia. Și Domnul zice, așa te duc în strălucire. Așa te duc și vă familiarizez cu lumina de noi Noi vom sta într-o zi în prezența lui Dumnezeu și nu va mai fi soare, nu va mai... El însuși va străluci pentru noi. Frații mei, oare n-ar trebui să ne familiarizăm cu strălucirea aceasta? Să simțim, să vedem de acum ce înseamnă strălucirea Domnului în mijlocul nostru. Și acolo unde este El, nu-i umbră, nu-i întuneric, nu sunt lucruri ascunse, nu are cum. Nu se poate așa ceva, știi? Da, Domnul, să fim gata să plătim orice preț ca să fim în lumina aceasta să o avem în orice împrejurare a vieții. Știți, când, când împărații n-au mai umblat în această lumină, Domnul le-a trimis prin proprii proroci, le-a trimis în tunerii, nu le-a mai trimis lumină, nu le-a mai dat discernămă. nu le-a mai dat. Și toți, într-un cor, sunau, dar sunau strâm, sunau fals. Și mai era câte unul, așa, care era disprețuit, era discreditat, da? Dar a purtat lumina Domnului cu el. Să fim și noi oameni ăștia într-o lume a întunericului, a falsului, a minciunii, să putem să reprezentăm lumina, să reprezentăm pe Domnul adevărului și să o facem cu demnitate, să o facem bine. Nu vom fi întăriți decât de El. Dacă suntem aproape de El, lumina va veni și vine peste noi. Și ori de câte ori, dăm dovadă că prețuim realitatea aceasta, Domnul ne va binecuvânta cu un har și mai mare. Domnul să fie slăvit. Amin.